Taxa auto se va transforma de la 15 martie în timbrul de mediu. Cum se va calcula acesta? În funcție de emisia de dioxid de carbon înscrisă în cartea de identitate a mașinii, luată în calcul în întregime pentru timbru față de cum era până acum doar 30%. Formula de calcul a noii taxe auto va duce la o creștere cu circa 10% a sumelor de plată pentru mașinile Euro 3 și Euro 4. De exemplu, pentru Dacia Logan, taxa este în creștere de la 73 de euro la 107 euro. Conform noii formule de calcul, suma de plată va scădea cu 60% pentru mașinile Euro 2, cu 80% pentru Euro 1 și 90% pentru non-euro. Quantumul taxei pentru mașinile non-euro, Euro 1 și Euro 2 cu tehnologii mai învechite va fi totuși mai mic decât cel actual, mergându-se pe ideea că aceste mașini au o durată scurtă de funcționare și, deci, vor polua pentru un interval mai mic. Quantumul taxei va rămâne la același nivel în cazul mașinilor Euro 5, în timp ce pentru mașinile Euro 6 și mașinile electrice nu va fi plătită nicio taxă de mediu. Astfel, o mașină second-hand poate fi mai avantajoasă decât una nouă. Spre exemplu, un Range Rover cu motor de 4 litri din anii 90 poate fi achiziționat cu 2.000 de euro, dar taxa de poluare ajunge la aproape 10.000 de euro, deoarece ca normă de poluare este Euro 1, iar motorul mare implică și emisii ridicate de noxe. În cazul mașinilor electrice, ministrul mediului Rovana Plumb a precizat că persoanele care vor cumpăra începând cu 15 martie 2013 un autoturism electric vor primi la momentul achiziționării un eco-tichet în valoare de 12.000 de lei. Atenție însă! Cei care s-au bucurat că și-au recuperat în instanță taxa pentru emisiile poluante plătită la înmatricularea mașinii, ori cei care au obținut prin instanță dreptul de a-și înmatricula mașinile fără să plătească această taxă, își vor vinde mai greu mașinile, deoarece cumpărătorul va trebui să achite integral noul timbru de mediu.